E scandal de zile mari în coaliție. Veți vedea imediat înregistrarea unei discuții care s-a purtat astăzi în direct la Digi24, la Studio Politic, ministrul finanțelor și un lider PNL. Liderul PNL l-a acuzat în față pe ministrul finanțelor că el este cel care a cerut modificarea legii facturilor în așa fel încât oamenii să fie nevoiți să umble cu hârtii pe la furnizori. Ministrul finanțelor a contraatacat. A spus că dacă nu se oprește liderul PNL cu acuzațiile, atunci va face dezvăluiri despre cine a făcut cu adevărat această lege. Cert este că legea care a modificat ordonanța guvernului va fi acum modificată de guvern printr-o ordonanță. Sună haotic? Exact asta se va întâmpla. Legea facturilor de electricitate, care a modificat ordonanța guvernului pentru facturile de electricitate, va fi modificată printr-o ordonanță de guvern. Pentru că n-au făcut-o cum trebuie. Sau, atunci când au făcut-o, nu s-a gândit nimeni cum va fi ea pusă în aplicare. Din cauza acestei legi, care a intrat în vigoare de doar 4 zile, de pe 16 decembrie, oamenii au făcut cozi la furnizorii de electricitate. Veți vedea și dumneavoastră imaginile, au făcut în conjurul televiziunilor, sunt oameni care acum, înainte de Crăciun, au făcut cozi ca să-și depună declarațiile, pentru că oamenilor le e frică că dacă nu-și fac hârtiile, vor fi nevoiți să plătească, sau mai bine zis, vor primi niște facturi pe care nu vor putea să le plătească niciodată. Nu le-a explicat nimeni, nu le-a spus nimeni ce trebuie să facă, ce se întâmplă, cât de mare ar putea să fie facturile dacă nu-și depun declarațiile. Iată-i pe oameni stând la coadă. Și se pare că aceste imagini i-au făcut pe guvernanți să revină. Vor modifica legea printr-o ordonanță. I-am chemat în studio ca să comentăm această grozăvie pe Valeriu Turcan, consultant politic, și Ciprian Cherciu, jurnalist. Bună seara, domnilor! Bună seara. Valeriu Turcan, ce mai e și asta? Că pare că nu se mai termină. România pare că e în mijlocul unui război psihologic în legătură cu facturile de electricitate. Împotriva propriului popor. Absolut. Chestiunea asta ar trebui să fi sărit cu mult mai devreme cuiva în ochi. Pentru că este o neglijență din punct de vedere politic. Ce Schengen? Chestiunea facturilor provoacă nervozitate de-a lungul și de-a latul României. Este adevărata problemă, nu? Prețurile ridicate la energie în această țară reprezintă principala problemă de pe agenda cetățeanului, nu Schengenul. Da? Și atunci stai și te întrebi, coaliție, miniștri, ANR, unde s-a pierdut firul? Și dacă vă uitați la titlul modificării de astăzi, modificare la modificare la modificare, la ordonanță, la nu știu care lege și așa mai departe. Eu nu sunt un specialist în energie, dar pot să-mi dau seama când ceva este prost comunicat. Chestiunea asta a prețurilor la energie, sprijinul pe care statul îl acordă, și este un lucru extraordinar, da, cetățenilor, au fost comunicate într-un mod lamentabil și nu pot să mă gândesc decât la faptul că a fost un act de o crasă neglijență. Politic vorbind, nu? Dacă tot faci acest ajutor și înseamnă un efort extraordinar, sume uriașe de bani, și știi că totuși populația se lovește, și nu doar de efectul, cum să spun, în factură, există și un efect în plan psihologic. Toată lumea se gândește la următoarea factură care o să vină. Și atunci, cu două partide, cu specialiști, unde au pierdut firul? Mai e ceva. E o chestiune care ține totuși de umanitatea celor care iau astfel de decizii. De mâine poporul va semna o declarație pe proprie răspundere și va umbla prin orașe să o depună. Prima dată nu s-a știut foarte clar unde s-au lămurit, unde au fost erori pe parcurs și așa mai departe. Suntem totuși la mai bine de 30 de ani de la prăbușirea comunismului. Poate nu am aștepta neapărat o țară ca Germania de mâine, sau ca Franța, sau, nu știu, ca Belgia, dar puțină umanitate și mai multă decență, eu cred că sunt obligatorii. Cred că oamenii ar fi preferat să plătească mai mult, sprijinul statului să fie unul eventual mai redus, pe de altă parte să aibă totuși o variantă simplă, umană. Nu știu, avem și un ministru la digitalizare. Sunt atâtea lucruri care se întâmplă astăzi.
nu este doar România țara care vrea să-și ajute proprii cetățeni. O fac și nemții, o fac și francezii, și spaniolii. Haideți să găsim un sistem uman, îl implementăm în România și facem lucrurile fezabile, eficiente. Ce se alege după acest efort extraordinar al statului român de a ajuta pe cetățeni să treacă prin această iarnă? Nu. Nervi în prag de Crăciun, isterie în diverse locuri și sentimentul că totuși nimic nu se schimbă în această țară. Lasă-mă, nu-mi trebuie tot ajutorul tău, poate. Dar dă-mi o formulă simplă. Dar nu mă încurca. Nu mă încurca, nu mă pune pe drumuri, nu mă pune să stau la o coadă de sute de persoane. Și fix când oamenii stau în acea coadă, personalul își ia pauză. La 10 jumate, la 11. E un soi de arbitrariu. Unde să mergem? Haideți să mergem în partea cealaltă, că poate mergem mai repede. Eu cred că, totuși, nu era o chestiune ca și cum guvernul sau autoritățile ar fi trebuit să inventeze o rachetă spațială. Era o chestiune relativ simplă pe care alte state, unele mai puțin dezvoltate din proximitatea României, o aplică cu succes, această formulă de compensare. Și totuși nouă nu ne-a ieșit. Și încerc să-mi dau seama care este cauza problemei. Încă o chestiune. Săptămâna trecută, tot marți, noi aici am vorbit. Cu două zile înainte, toți specialiștii în domeniu se alertaseră. Deja erau comentarii. Veneau din toate părțile. Au trecut foarte multe zile. Timp în care oamenii, mulți cu boli de inimă și așa mai departe, au încercat să rezolve această problemă în localitățile României. Și totuși nimeni nu s-a sesizat la timp să calibreze această, să o corecteze într-un timp util. 24 de ore, 48 de ore, pentru că aveai feedback de peste tot. De la presă, de la cetățeni, de la furnizori și așa mai departe. Au avut nevoie de o săptămână întreagă pentru a corecta și încă nu e clar, pentru că se află în procedură de transparență. Nu știu. Vreți să vedeți care e atmosfera în coaliție? Spectacol în direct la Digi24. Priviți. PSD a fost cea, din PSD au fost cei care au propus această declarație, ca să lămurim acest lucru. M-a mirat foarte mult afirmația domnului Cosma. Îmi pare rău că publicul este pus să asculte astfel de afirmații care nu au absolut nicio acoperire. Și rugămintea mea... Dumneavoastră ați făcut această propunere. Deci dacă nu vă reveniți în comunicare, eu vă spun exact cine a scris ordonanța și cum a fost scrisă. Și vă rog, eu nu mă puneți în situația asta, sunt membru al guvernului. Deci dacă mai continuați a face circul ăsta, oamenii au nevoie de predictibilitate, stabilitate și simplificare, ceea ce noi vom face. Dacă mai comentați mult și ne puneți în situația să dați vina lipsă pe unul sau pe altul, eu cred, domnule Cosma, că ar trebui să ne vedem în coaliție să tranșăm aceste probleme. De ce nu le eliminăm toate, domnul ministru? Hai să le eliminăm toate. Ce mai țineți de declarațiile alea? Păi, dumneavoastră, dacă veniți la guvern, discutăm, domnul Cosma. Deci păi bun, ați intervenit într-o dezbatere. Păi nu, am intervenit că mi-ați folosit numele, domnul Cosma, și nu vă permit să folosiți numele. Domnul Câțu, atenție, numai puțin. Nu vă permit să folosiți în minciună numele meu. Domnul ministru a fost unul dintre cei care a propus că este nevoie de o declarație în acest sens și o susțin. Că s-a răzgândit domnul ministru și a văzut că trebuie eliminate, asta e partea a doua. Dacă sunteți atât de sensibil, totuși sunteți ministru. E normal că discutăm și dezbatem atâta timp cât sunteți ministru finanțelor în guvernul României. Dacă sunteți atât de sensibil, atunci poate vă căutați altă treabă, nu știu, la filarmonică sau în altă parte. Domnul deputat, că vorbim despre situația românilor, iar aceste declarații, dumneavoastră ar trebui acum, ascultați-mă că v-am ascultat. Dumneavoastră ar trebui acum să, dacă haideți să facem bărbătește, haideți să eliminăm acum, facem bărbătește, acum. A venit și anunțul că respectivul paragraf va fi exclus de la bun început, Ciprian Chierciu. Paragraful respectiv a fost prezentat în felul următor. Ce, le plângeți de milă celor care au mai multe case? Păi cei care au mai multe case ar trebui să plătească subvenționat la o singură adresă, la restul să plătească la cel mai mare preț. Fără să se gândească nimeni că asta trebuie să se întâmple, cum spuneam, cu declarații, fără să se gândească nimeni că e vorba despre chiriași. Chiriașii care stăteau la celelalte adrese și care brusc nu erau acoperiți deloc de ordonanță, de o lege care se presupunea că a fost inventată din motive sociale. Printre chiriași fiind și studenții, de exemplu. Duminică aceasta
acum câteva zile, acum două zile, am fost invitat de Anca Suciu la emisiune seara la Digi24 ca să discutăm despre această declarație. Și acela a fost momentul în care chiar am lecturat legea mai atent. Și am început să fac calcule cu câți oameni ar putea fi afectați, cu problema facturării în luna decembrie, tehnic nu poate fi realizată facturarea pe legea veche, cu faptul că furnizorii, în continuare e neclară, dar asta intră la categoria cultură generală, în continuare e neclar dacă furnizorii care nu au facturat consumul din septembrie, dacă l-ar fi facturat în decembrie după legea nouă, dacă l-ar fi facturat la prețul pieței sau după o lege care nu mai e în vigoare. Asta intră la categoria altele, că nu sunt jurist. Ideea este că am prezentat toate soluții, toate problemele în cadrul emisiunii și inclusiv soluția, de mai multe ori, abrogarea paragrafului 10 din articolul 1. Deci ei știau cu 2-3 zile în urmă. A fost o chestiune că, din punctul meu de vedere, nu au vrut să recunoască, nu au vrut să recunoască, și ca să vedeți de unde a pornit toată problema, pleacă de la două mutări populiste, ca să ne întrebăm de unde. Avem, odată, categorii vulnerabile. Mame cu familii monoparentale, cu mai mulți copii, cu echipamente medicale. Persoane care sunt incluse și în alte programe de protecție. Deci noi le știm pe aceste persoane și din alte programe. Deci am fi putut, fără nicio cerere, să le identificăm altfel. Sunt incluse în această lege și spune așa. Ca să beneficieze de preț plafonat pentru, nu contează consumul, pentru orice cantitate, trebuie să fac o declarație. Atunci a apărut prima declarație, care va rămâne. Atenție, această declarație va rămâne în continuare, în vigoare. Și apare și a doua declarație pentru cei care au mai multe case. Pentru că trebuie să-i prindem pe chiaburi care au mai multe case și să-i impozităm. Și oarecum pare legitim. E o mișcare populistă și asta, de a-i taxa pe cei care au mai multe case. Dar stabilim cu toții, măcar cu privire la acest lucru, am putea să cădem de acord că nimeni nu poate locui simultan mai multe case. Nu, ei au visat... Prima chestiune. Și a doua chestiune. E în logica economiei de piață. Cine cumpără mai mult este un client mai bun în general. Cine cumpără mai multă energie electrică sau mai multe gaze, este nu? Da, aici avem o problemă. Este un client mai bun, nu? Ei au vizat persoanele care locuiesc simultan, că am și spus-o, în mai multe case. Adică am un apartament în București, dar am o casă de vacanță la munte, pe care nu o închiriez, și una la mare. Și mă duc o săptămână la munte, o săptămână la mare, mai stau și prin București, pe aceea. Știți cum e? Hoțul strigă hoții. Dar volumul e mai mare. Ei au avut un model de undeva. Atenție, politicienii care au votat acest paragraf au avut un model de undeva, din apropierea lor. Au știut pe cineva care se încadrează în categoria asta. Eu nu știu. Știu persoane care au mai multe locuințe, dar de închiriază, plătesc. Dar să stabilim împreună un principiu care e cât se poate de corect. Dacă ai mai multe proprietăți, înseamnă că ai mai multe responsabilități. Adică e foarte corect ca cineva care are mai multe proprietăți să fie ajutat, subvenționat doar pentru una dintre ele. Nu e nicio problemă. Numai că nu asta a ieșit. Nu asta a ieșit. A ieșit o harababură din care au avut de suferit oameni care n-au nicio treabă cu multe proprietăți. Sunt oameni care stau cu chirie, care stau în casele copiilor, care și așa mai departe. Și care am văzut că au făcut cozi. Ce v-a spus dialogul de mai devreme, Valeriu Turcan? Bun, există și un soi de rivalitate politică. Cine va prelua povara acestei nereușite? Și atunci, evident că lucrurile se întâmplă conform dictonului să aruncăm pisica în curtea vecinului de coaliție. Niciodată, câtă vreme, conducerea ANR-ului este PSD și această instituție este profund PSD-izată, noi știind interesele PSD-ului în economie, niciodată niciunul dintre partide nu va putea să spună că este doar celălalt de vină. Prima chestiune. Deci ei împart această... Pentru că unul dintre partide are Ministerul Energiei, evident, și celălalt are Reglementatorul Pieței. Și deciziile acestea sunt aprobate de către ambele partide. Dar pe mine ce mă surprinde? Repet, cam cât credeți dumneavoastră că i-ar lua unui antreprenor să găsească o soluție? Probabil o singură zi. Cel mult. Nu? Un tip pragmatic, axat pe găsirea unei soluții. Pentru o zi. Această problemă. Pentru această problemă. Adrese. Okay. Nu, atenție, soluția a fost prezentată. O zi. Da? Și ei totuși au luat această decizie, au revenit la ea, dar chestiunea cu facturile la energie n-a apărut în această săptămână. O știm, a apărut de la, nu știu, cel septembrie. Puțin din august-septembrie, da? Și tot ne tot lovim. Și eu încerc să-mi dau seama
cu atâția specialiști, cu două partide confortabile în Parlament, unde este problema de fapt? Ce se întâmplă? Care e procesul decizional? Pentru că dacă nu noi, dacă ei nu-și clarifică aceste aspecte, peste o săptămână, un dialog precum cel pe care l-ați arătat mai devreme, se va repeta. Da? Pentru că se apropie alegerile și nimeni nu vrea, sau toată lumea încearcă să preia o povară cât mai mică. Dar nu se puteau strânge într-o cameră și să stea acolo până când legea iese și să și funcționeze? Evident. Să-i cheamă pe furnizori, să-i cheme? Nu, s-au strâns de 4 ori. De 4 ori. Prima lege a fost... Să le spunem la toate legi ca să nu ne încurcăm. Prima lege a fost în septembrie-octombrie, a fost greșită, am discutat-o cu dumneavoastră emisiune, erau lacune și tot felul de scenarii la fel nedrepte pentru utilizatori. A urmat o altă modificare care s-a pierdut între Camera Deputaților și Senat, acea versiune era absolut îngrozitoare, la fel am discutat-o cu dumneavoastră de câteva ori, probabil că au sesizat problemele încât n-am mai cunoscut lumina zilei, după care am văzut propuneri de praguri, inclusiv noi am scris aici 3 praguri, simplu, ne-au luat cam 5 minute, le-am scris și sunt acelea din legea de astăzi. 0,6, 0,8. Exact. A fost foarte clar, le-am enunțat aici, sunt cele care se găsesc acum în lege, deci fie că am gândit la fel, fie că deci nu are nicio importanță, dar la care au adăugat mutările astea, precizările astea populiste. Și aici s-a spart totul. Și mai este o chestiune gravă de comunicare. Am văzut de la ambele partide politice, sau de la toți membrii politici, că spun așa, eliminăm acest paragraf pentru ca oamenii să nu mai meargă să depună declarații. Păi, nu de asta eliminați acel paragraf, ci pentru că lăsați peste 500.000 de chiriași descoperiți cu facturi foarte mari, ci pentru că ajungeam în situația în care în decembrie nu puteau fi emise facturi, pentru că generați o multitudine de alte probleme. E adevărat, și cozile erau o problemă, dar erau, să zicem, aș putea spune, ultima problemă. Deci erau probleme mult mai grave. Coaliția de astăzi a înțeles că ei elimină acest paragraf ca oamenii să nu mai depună declarații. Sincer, mă bucur, este pentru prima dată când văd că au acceptat o soluție, au dat înapoi și oamenii pot răsufla ușurați. Nu mai trebuie să stea la cozi. Cu siguranță rezolvă 99% dintre probleme și asta e practic cel mai bun lucru. Adică vorbim imediat despre declarația care totuși rămâne. O să ne explicați despre ce este vorba. Valeriu Turcan, stupefacția dumneavoastră în fața acestei noi probleme în urma unui an în care chestiunile legate de energie n-au fost decât din ce în ce mai complicate. Prețul la energie este principala problemă cu care se confruntă astăzi cetățenii și companiile din România. Schengenul este undeva probabil spre coada clasamentului. Noi am înlocuit până și campionatul mondial, care era un mega subiect de fiecare dată, cu acest subiect fals Schengen. Și acum, cumva facem un soi de terapie de grup, așa, când putem să ne lămurim ce a fost cu noi cu Schengenul acesta. Nu, acesta este principalul subiect. Ori, a fost un dezechilibru în materie de atenție și mai spun o chestiune, am tot repetat-o la noastră în emisiune. Timpul este o resursă limitată. Deci nu te poți ocupa de toate problemele, trebuie să prioritizezi. Dacă era o prioritate zero a României, aceasta era. De aceea sunt surprins că tot revenim la acest subiect. Tot revenim. Și când ai o propunere, și când faci un formular, îl testezi, cum se testează chestionarele, sloganurile electorale, ai o variantă creativă, două, trei, le testezi să vezi dacă sunt funcționale. În primul rând, formularul respectiv sunt 100% sigur că nu l-au testat. Cineva a zis și să treacă și nu știu ce, și să facă și nu știu ce. Altcineva a intervenit, dar vedeți că trebuie și chestiunea asta. Ori conduc politicienii țara asta și ei decid ceea ce se întâmplă, ori sunt conduși de birocrați. Dar măcar de-ar fi niște birocrați eficienți. Eu nu am un răspuns. Și mi-e greu să-l găsesc aici. Dar ei, în primul rând, ar trebui să găsească un răspuns, pentru că, repet, este problema numărul 1 a României. Ce declarație rămâne? Voiam să facem un focus grup, că a spus de formular. Știți ce înseamnă POD? Număr de bloc de consum. Point of delivery. E prescurtarea din engleză ca să fie lucrurile foarte clare pentru orice cetățean simplu. Așa am aflat că POD e tot una cu la alte companii, se numește LNC. Ați văzut câte lucruri? Ce se întâmplă timp de 30 de ani? Cum au văzut persoanele peste 65 de ani
cu probleme de vedere, așa, și cum au discutat între ele, ce scrie aici? Pod? Pod, dar n-am pod. Da. Cum n-ai pod? Că scrie că ai pod. Deci sunt ferm convins că noi l-am reactivat pe Caragiale exact. În toată România cu aceste formulare. Timp de 30 de ani, Ministerul Energiei și ANRE au fost două locuri foarte calde, foarte calde pentru toți activiștii de partid. Nu au trebuit să facă declarații, nu au luat măsuri, nu au făcut absolut nimic. Eram ignoranți, pentru că dacă întrebai pe cineva câți kilovatioră consum pe lună, ar fi spus, nu știu, plătesc o factură, 100 de lei, 50 de lei. Așa au apărut și băieții deștepți din energie și toate situațiile cu mulți ani în urmă, pentru că lumea nu se uita asupra acestui sector și acum, pentru că ne aflăm într-o criză energetică globală, noi punem întrebări. Și punem întrebări la Ministerul Energiei și la ANRE. Și ANRE-ul nu este obișnuit să răspundă. Și de aceea apare această agresivitate în răspuns. Chiar și agresivitatea, nu știu dacă ați observat, pentru că ei nu sunt obișnuiți să răspundă. Sunt alte instituții de stat care sunt obișnuite să aibă o relație cu presa și răspund. Civilizat, au un anumit comportament. Dacă o să mergem la ANRE sau la Ministerul Energiei, o să vedeți că este Știți o agresivitate. Bine de ce? Pentru că ANRE-ul întotdeauna a fost interesat de o relație privilegiată cu marile companii. Despre asta absolut, a fost absolut. Au o relație privilegiată. Deci nu e... salariile de la ANRE reflectă nu performanța angajaților, ci importanța lor. Deci oamenii aceia sunt importanți. Deciziile pe care le au repercursiuni. Chiar sunt importanți. Și vedem că, nu știu, președintele ANRE n-a spus nimic într-un an de zile de război energetic. Noi suntem în război. Și este o problemă care nu se rezolvă. Avem plafonarea prețului, adică toate companiile nu au voie să vândă mai mult de 1,3 lei pe kilovatoră. Aceasta trebuia să fie dezbatere în ultimele 3-4 luni. Adică eu plafonez prețul acestui produs pentru o perioadă de timp, o să-l nemulțumesc pe producător, pentru că producătorul vrea să-l vândă mai scump sau poate că are cerere și poate să-l vândă mai scump. Deci am plafonat prețul la 1,3 lei pe kilovatoră și de la acest preț aplicăm subvenționarea până la 0,68 cel mai mic preț. Doar aceea este diferența pe care o plătește statul. În momentul în care e o astfel de măsură, trebuie să vii către furnizori, către toți jucătorii din piață și să spui, timp de 2 ani de zile plafonăm prețul, pentru că în această perioadă noi vom face următoarele puncte care vor duce la normalizarea situației din energie. Și situația este clară. România are cel mai mic consum din Europa pe cap de locuitor, suntem sub media planetară și pe gospodărie și pe cap de locuitor, și la gaze suntem cu consumul foarte jos. Deci, practic, noi nu consumăm nici electricitate, nici gaze, consumăm doar lemne de foc. Deci, aici e problema. Și acolo este prețul plafonat. Prost. Exact. Și gândiți-vă că în condițiile în care avem cel mai mic consum din Europa și sub media planetară, noi nu reușim să producem suficient de energie. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc, domnilor, despre Vladimir Putin, care...